Din nou în direct, partea a doua la Doctor Medica. Am promis că povestim, discutăm despre hipnoză și ne ținem de cuvânt alături de noi. În studio a sosit Gina Veveriță, master trainer de NLP. Bună seara, Gina, bun venit la Doctor Medica. Bună seara, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Și eu îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Nu uitați că suntem live alături de voi, așa că așteptăm întrebările, mesajele voastre pe pagina noastră de Facebook la Medica TV. Am văzut că îmi scrieți și în privat pe pagina mea personală, Simona Bălănescu. O salut pe doamna Paraschiva. Am citit mesajul, o să vă răspund imediat ce terminăm emisia. Aștept mesaje astfel încât să vă putem ajuta și să vă poată răspunde invitata noastră din această seară. Spuneam, Gina Veveriță, master trainer de NLP. Citeam legat de hipnoză că este cel mai vechi și natural mod de vindecare cunoscut de om. Și o să te întreb pe tine, Gina, ce înseamnă hipnoza pentru cei care poate nu au citit deloc despre ea, n-au făcut niciodată hipnoză sau poate că aud acum pentru prima dată. Citeam la fel că nu este o formă de control a minții, că o poți face doar dacă persoana respectivă este de acord. Uite, chiar așa scria în articolul pe care l-am citit, că este imposibil să forțezi pe cineva să facă ceva împotriva voinței sale în timp ce se află într-o stare hipnotică. Să spunem lucrurile astea din start, ca să eliminăm orice teamă, nu? Și să fim deschiși dialogului și o să te ascultăm pe tine să ne explici ce înseamnă hipnoza. Și poate că e important ca încă de la început să demistificăm aceste teorii care circulă prin, să spun, printre oameni care sunt neinformați sau dezinformați vis-a-vis de ceea ce înseamnă hipnoza. Perfect. Hipnoza, așa cum ai spus puțin mai devreme, nu este o stare alterată, nu este somnambulism, nu este inconștiență totală, ci pur și simplu este o stare de relaxare foarte, foarte profundă. Practic, e vorba de anumite frecvențe. Organismul nostru, mintea noastră, creierul nostru, funcționează, are anumite, noi suntem încărcați electromagnetic și e vorba de mai multe vibrații, de mai multe stări de hipnoză, mai light, mai profunde sau poate foarte, foarte adânci, care te pun pe anumite frecvențe, frecvențe alfa, beta, delta, frecvențele acestea. Ce înseamnă aceste frecvențe? Aceste frecvențe sunt stări în care sunt frecvențe de electromagnetism, în care corpul nostru este, de exemplu, acum noi suntem în stare beta, într-o stare trează, în care creierul este activ. Dimineața când te trezești, imediat ce te-ai trezit, este o stare alfa, este o stare de semisomnolență, așa parcă mintea ta este deschisă. Ai mai stat să mai emoții un pic în pat. Și atunci, în această stare, sunt anumite terapii. Terapia, poate că ați auzit de metoda Silva, care se bazează foarte mult de vizualizarea pe care o poți face într-o stare terapia alfa. Terapia aceasta, Silva, nu este de reprogramare mentală? Da, dar tot la bază, tot hipnoza este vorba. Pentru că nu îi spune hipnoza, îi spune vizualizare. Nu spune că este o stare de transă, îi spune că e o stare meditativă profundă. Deci am îmbrăcat și hipnoza mai multe haine de-a lungul timpului. Are mai multe hăinuțe, bun. Da, da, da. Știi ce cred că mi se pare important iară să spunem? Că cel care face hipnoza trebuie să fie un profesionist. Trebuie să știe ce face, nu? Iar cei care caută să meargă la un profesionist, da? Deci, adică nu facem în orice condiții, cu oricine, ci cu cineva care știe ce trebuie, face. Trebuie creat un context în care clientul sau pentru specialiștii, pentru medicii, pentru cei care sunt specializați în hipnoza clinică, acolo au nevoie să creeze un mediu de siguranță. Și cel mai important lucru este ca clientul respectiv, omul care va fi hipnotizat, să aibă încredere în hipnoterapeut. Și asta trebuie să construiască. Deci fără încredere este valabil la orice formă de tratament despre Milton, care am vorbit. Milton Erickson, care este bunicul hipnozei și sunt mai multe tipuri de hipnoză, o să vedem poate puțin mai târziu. Da. Milton Erickson spune așa că pacienții au devenit pacienți datorită faptului că au întrerupt conexiunea cu mintea lor subconștientă. Adică oamenii aceia care trăiesc foarte mult în mental,
și uită de mintea lor subconștientă, de ceea ce, deci mintea conștientă este cea responsabilă cu logica, cu gândirea, cu comunicarea. Adică ce gândești, ce gândești, iar mintea subconștientă este cea care este responsabilă cu ceea ce simți, cu toate trăirile pe care le ai tu. Ori dacă tu mai ai o conexiune între cele două, odată gândesc, odată simți, sau poate că nici nu-ți mai permiți să simți de-a lungul timpului, Milton Erickson spune cumva, că ți-ai pierdut conexiunea cu propria ta minte subconștientă, cu propriile tale emoții. Și de aici pleacă tot, pentru că emoțiile există, dar dacă tu nu le dai atenție și le reprimi, corpul îți transmite că ceva nu e în regulă. Și se revoltă la un moment dat. Exact. Și poate exact. Să apară boala, nu? Că absolut, așa se întâmplă da. Când da. Apar problemele și de sănătate. Și ceea ce face hipnoterapeutul, te învață cum să te reconectezi tu cu tine. Practic tu atunci când... Să te regăsești. Da. Tu când ai o problemă. Și discutăm acum că e vreo problemă de sănătate. Sau poate e un obicei pe care nu ți-l dorești. Ceea ce ai de făcut este, unu, să recunoști că ai acea problemă, da, și doi, să ceri terapia, ajutorul, da. Ajutorul, iar următorul lucru pe care hipnoterapeutul trebuie să-l facă. Să mergi la un profesionist, da, acreditat, da. Cu toate cu studiile făcute, da. Da, 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 să ai încredere în el. Și ce are de făcut hipnoterapeutul? Să te scoată din transa pe care o ai tu, pentru că tu ești cu capul într-o în problemă. În acel blocaj, da? Exact, cum mai spunem, nu am exact. Blocat, mă urmărește sunt gândul ăla. Sunt acolo și nu mai pot să ies da. De acolo. Iar tu ce ai de făcut este să scoți clientul din transa probleme pe pacientul, care o are. Da. Sau pacientul. Noi, în cazul nostru, noi nu avem pacienți, noi avem doar clienți. Și să-l aduci în transa ta. Acum, această transă trebuie să fie, deci tu trebuie să te pui într-o stare plină de resurse ca să poți ghida clientul să se ducă în, să poate să renunțe la acea problemă. Adică la acea să iasă problemă. Din acel blocaj. Exact. Exact. Și să se reconecteze cu emoțiile, da? Spuneai, da, cu subconștientul. Da. Uite, și mă gândeam, atunci, în momentul acela când se reconectează, tu poți să prin sugestiile pe care le dai, pentru că atunci mintea subconștientă este deschisă, prin sugestiile pe care le dai, tu poți să schimbi un obicei cu un altul. Adică, de exemplu, în cazul fumatului. Dacă e o persoană care fumează și vrea să renunțe la fumat, tu, ca terapeut, în timp ce clientul este într-o transă profundă, poți să îi spui și după ce vei ieși, îi dai o comandă, așa se numește, după ce vei trezi, vei, în momentul în care vrei să-ți aprinzi o țigară, vei bea un pahar cu apă. Și odată deci se va duce... Asta este comanda, nu spui când te vei trezi sau vei ieși din transă, din hipnoză, nu mai fumezi. Nu. Nu, nu spui nu, când vei simți da. Nevoia să da. Fumezi, vrei da. Un pahar cu apă. Da. Deci, și felul ăsta nici nu se îngrașă, pentru că cei care încearcă să renunțe la fumat, ai văzut tot ronțe, e dulciuri, e tot felul de... Da, și eu am făcut asta, mi-am dat seama că era o programare, că așa auzisem eu din nou. Și eu m-am lăsat, am fumat 20 de ani. Și apoi se reapucă da, de fumat de da. Teama kilogramelor în plus și da, tot așa, da, adică e, se lasă foarte greu. Nu e o soluție. Deci nu e o soluție. Deci tu îl poți programa astfel încât când simte nevoia să fumeze, am să bea un pahar cu apă. Da, am lucrat cu oameni și în primul rând, ceea ce ai de descoperit dacă suntem tot, dacă am ajuns aici, tu trebuie să descoperi ce nevoie își împlinește omul respectiv prin acest obicei pe care îl are. Că e clar că doar așa poate să obține o plăcere. De care are nevoie. Și atunci, fie că e vorba de țigări, de alcool, de jocurile de noroc sau de alte obiceiuri care sau te servește. Sau substanțe interzise, da? Pentru că avem această problemă, din păcate, și noi și din ce în ce mai, din ce în ce mai mult, mai de la mult. Vârste tot mai fragede, adică din copilărie, adolescență, mie mi se pare cumplit ce se întâmplă. Deci și funcționează hipnoza și în astfel de cazuri? Da. Absolut, da. Ei, aici de multe ori se întâmplă să-și dorească mai mult aparținătorii decât persoana în cauză. Da. Foarte important ca persoana să fie determinată cumva să-și dorească să renunțe la asta. Să este înțeleagă o dependență, că poate, și care se poate, se poate rezolva medical tratată cumva obligatoriu și să-ți dorești să scapi de acest viciu, da? Că până la urmă plătești cu sănătatea. Da. Ceea ce și mai plătesc și cei din jurul tău în unele clar, situații. Da,
Pentru că dacă vorbim de un adolescent care are o astfel de problemă, părinții sunt disperați de-a dreptul. Bun. Hai să vedem, să ne mai explici un pic cum funcționează hipnoza. Spuneai de acele unde, stări în care noi suntem. Mă gândeam la meditație, pentru că ai zis la un moment dat că trebuie să te conectezi cu subconștientul, nu? Adică să... Și uneori ne este greu să facem. Uite, în timpul meditației, da? Se spune că te concentrezi la fel și să nu te mai gândești la nimic. Nu reușim întotdeauna. Nu, mintea, asta e ideea. Adică îți fuge în... și te găsești, te regăsești, te surprinzi gândindu-te la anumite lucruri pe care le-ai de rezolvat. Adică... Știi cum fac eu în situații de genul acesta? Așa? Cum bineînțeles că gândurile apar, mai ales că ai atât de multe de rezolvat încât nu poți să stai 10 minute, un sfert de oră, jumătate de oră reușesc, să faci meditație. Și în momentul în care apare gândul, îl rog frumos să plece. Rog frumos, iau o pauză, mai și distrez pentru că mintea subconștientă e jucăușă și îi spun, iau o pauză, du-te și vezi, urmărește și tu un film acum, unul care îți place, în timp ce și lasă-mă pe mine să meditez. Nu știu, ca exercițiu, nu, ideea e să nu te opui. Să nu te opui, hai, uite-te, să blochezi gândul. Lasă-l, observă-l și lasă-l să plece. Deci să-l observi. Acum, tu când ești în meditație, tu când ești într-o stare de meditație, tu ești în conexiune cu Universul. Eu, de exemplu, când circul cu avionul și o perioadă lungă de timp am călătorit câte și 14, cea mai lungă cursă a fost 14 ore așa, continuu. Hai să zici că 7 ore le dormi și 7 ore vezi ce faci, da? Ei, am învățat cum să-mi induc somnul și în timp ce stăteam pe scaunul acela în avion, pur și simplu îmi induceam, deci făceam auto-hipnoză. Pentru că, de fapt, hipnoza este auto-hipnoză. Nimeni nu poate să-ți spună să faci ceva ceea ce nu vrei tu să faci. Și atunci îmi spuneam, imediat ce decola avionul... Asta pentru cei care poate au rău de avion sau se tem să călătorească cu avionul, pot să facă și lucrurile astea asta ca să scap de gândurile. Se tratează puțin diferit, pentru că dacă le e frică de avion, poate să fie fobie. Fobia se tratează puțin altfel. Aha, bun. Puțin diferit. Acolo este o frică, poate să fie o frică cimentată în timp, îi spun eu așa, o frică care efectiv nu mai are obiectul fricii în sine. Și atunci de ce făceai autohipnoza în ca timpul zborului? Ca să pot să dorm. Și în plus îmi calculam, mai ales dacă era vorba de fus orar, cumva ca să, diferență de fus orar, făceam asta ca să dorm, să prind toată ziua respectivă când ajung acolo. Da. Și deci cum făceai Îmi spuneam mie însă, cu fiecare inspir și expir, mă relaxez din ce în ce mai profund. Și mă relaxez din ce în ce mai profund până somnul. Spuneam singură, până mă cuprinde somnul și dorm un somn adânc, profund și când mă trezesc plină de energie. Și pentru că am vorbit de asta, această hipnoză se poate folosi foarte mult cu copiii. Cu copiii. De ce? Pentru că copiii sunt obișnuiți, vocea cea mai comună este vocea părinților lui. Da. Deci vocea mamei este. Și copilul în care doarme. Deci sunt situații în care copilul este agitat sau are tantrum sau face pipi în pat sau sunt diverse situații și cu copiii merge cel mai ușor. Cu copiii merge cel mai ușor. De ce? Când mama vorbește șoptit. Da, și are încearcă să-și imaginație... păstreze vocea joasă, caldă. Da. Ideea nu reușim este... întotdeauna mamele să facem asta. Să aștepte după ce copilul adorme. Să-i numere bătăile pe care le are, respirațiile pe care le are pe minut. Când adoarme și are undeva la 6-7 respirații pe minut, atunci poate să-i vorbească în somn și să-i spună, îi atinge degetul și prin atingerea degetului spune, verifică dacă îi se răspunde și atunci spune aici, e mama care îți vorbește. Și îi spui ceea ce vrei să-i spui. De regulă, tot ceea ce manifestă copilul în perioadele acestea mici, la vârste fragede, este datorită lipsei de siguranță. Le e frică, se simt, n-au încredere, nu se simt în siguranță. Frica de a fi abandonați, nu? Mersul neiubiți. La grădiniță, să nu-l părăsești acolo, să-l abandonezi sau la creșă, pentru că sunt care merg și la creșă. Da.
Și tu poți să-i spui în timp ce copilul doarme, da, mami te iubește, chiar dacă vei merge la grădiniță, să spunem. Exact atunci. Să nu te temi că mami vine și te ia. Da. Ești acolo ca să poți să-i și spui de ce se duce acolo, ca să fie mai puternic, să fie antrenat, să poată să comunice cu ceilalți. Da. Da. Și mami, chiar dacă este departe de tine, și asta e foarte important, chiar dacă nu este aproape de tine, mami te iubește și acolo lângă tine și tu poți să vorbești cu ea tot timpul sau depinde ce vrei să-i spui. Da, și vine să te ia. Da. Deci spui că lucrurile astea funcționează. Funcționează pentru, mai în timpul somnului în special. În timpul meu la copii funcționează foarte repede. Să ne și amuzăm un pic, o absolventă de-a mea de master s-a gândit ea la un moment dat că nu știa dacă zicea dacă e corect sau nu e corect, dar soțul ei sforăia destul de tare în timp ce dorme. Și învățând ce are de făcut, în momentul în care soțul i-a început să sforăie, ea a început să-i transmită sugestii, a făcut asta 2 sau 3 nopți la rând și după aceea omul n-a mai sfărăit. Și a fost atât de fericită că i-a ieșit. Da, bine, poate că era foarte obosit și așa, pentru că dacă sunt totuși probleme medicale de rezolvat, sfera orele sau foarte multe kilograme, trebuie să le rezolv mai greu să... Nu discutăm de situații de genul acesta. Da. Bun, deci tu spuneai că pur și simplu poate era, nu știu, mai obosit, mai agitat și avea somnul adânc, a reușit să-l liniștească. Și... I-a dat niște sugestii cu ceea ce să facă în loc să sfore. Foarte drăguț. Păi cred că putea să-i spună și să mă iubești mai mult, da? Poți să-i spui De ce nu? Bun. Hai să ne explici un pic ce înseamnă o stare de transă, că tot auzim vorbindu-se de ea. Ne temem sau nu de transă? Sună așa, nu știu, ca și când n-ai avea ce să faci și că ești captiv cumva sau nu știu, eu așa percep când aud transă. Există mai multe metode de a hipnotiza oamenii. Una este metoda aceea permisivă, care a utilizat-o Milton Erickson foarte mult. Milton Erickson rezolva problemele pacienților să-i spunându-le povești. De ce? Pentru că vorbeam puțin mai devreme de mintea subconștientă. Mintea subconștientă nu face diferența dintre realitate sau imaginație. Și dacă tu spui o poveste cuiva, mintea subconștientă o percepe ca fiind personală, ca fiind în timp reală. Ce mintea conștientă permite informației să pătrundă la nivelul minții subconștiente, asta e doar o poveste, nu se întâmplă nimic, iar mintea subconștientă preia ca fiind crede totul că este personal. Adevărată, da. Da. Aici am să vin cu o completare, de aceea ori de câte ori arăți cu un deget către tine, către cineva, mintea subconștientă percepe că tu atunci când vorbești de cineva, tu vorbești despre tine, pentru că 3 degete se îndreaptă către tine. Și atunci, dacă eu vorbesc de tine acum, indiferent că îți fac un compliment, mintea subconștientă percepe că ei îi faci compliment, că reușesc să te judec sau să te critic, atunci mintea conștientă o ia din nou personal și zice că vorbesc tot despre mine, tot despre ea. Foarte interesant. Și cunoscând lucrurile acestea, atunci când spui povești, sugestiile pe care le dai prin poveștile, prin mesajele care există în acele povești, reușesc să ajungă la mintea subconștientă. Un exemplu de poveste pe care Milton Erickson a spus-o unui pacient de-a lui a fost o poveste despre... persoana respectivă spunea că jobul lui depinde de... Adică el trebuie să consume alcool pentru că se întâlnește cu clienții și jobul lui depinde, socializează și trebuie să consume alcool. Și Milton Erickson a spus, știi, există o plantă care este foarte frumoasă, foarte sănătoasă și care rezistă foarte mult și planta asta se numește cactus. Și cactusul ăsta reușește să trăiască 6 luni fără să aibă, fără ploaie, fără să-i adaugi un strop de apă. De ce? Pentru că el atunci când vine ploaia știe să-și ia atâta apă cât are nevoie ca să până mai supraviețuiască ploaie, da. Și pacientul după 2 ani de zile i-a scris că îi mulțumește foarte mult și că a renunțat la alcool. Deci asta este metoda ușoară. Deci cu ajutorul poveștilor. Poveștilor, da, și cu un anumit mesaje, limbaj. Mesaje, da, cu un limbaj pozitiv, cu un mesaj pozitiv, cu final fericit, bănuiesc, nu?
Depinde, ca... depinde de situație. Ah, deci nu întotdeauna povestirea da, sunt da, da. Cu aici final... mai sunt niște tipsuri care se fac, de exemplu, este o variantă în care poți să spui foarte multe povești pe care nu le termin pe niciuna, după care nu le termin, le oprești pe fiecare la punctul culminant, după care pui sugestiile care vrei să, pe care vrei să le urmeze persoana respectivă și apoi le închizi în ordine inversă. Asta este o variantă în care, o variantă în care poți să introduci sugestii. Păi și de ce faci mai multe variante și apoi le închizi în ordine inversă? Uite, adică, bă, nu știu care e logica. Hai să dai un exemplu. Pentru că mintea este deschisă. Hai să-ți dau un exemplu. Sunt filme pe care le furnizați la televizor, da? Sau poate așa. Și reclama apare când? Când este punctul culminant. Cumva, de ce? Da. Pentru că atunci mintea subconștientă nu mai face diferența între realitate și imaginație și ia totul ca fiind adevărat. Și așa și aici, când mintea se deschide, vai, dar ce urmează? Și începe altă poveste și altă poveste și altă poveste și mintea subconștientă tot așteaptă să le termini. Păi da, și ai spus că pe urmă le termini în ordine inversă. În ordine inversă. Păi da, nu ca să închizi acolo. Păi nu că te antrenezi să faci asta. Nu. Da, deci nu e așa simplu. Eu am pregătite mai multe povești din acestea și întotdeauna știu în ce ordine le-am spus și în ce ordine să le închid. Da. Da, pentru ca sugestia să rămână acolo, să rămână în profunzime, în profunzimea minții subconștiente, acolo ca să poată să fie utilizată fără măcar ca tu să-ți amintești că ai primit-o. Da. Mă gândeam că totul pare așa cumva ca o joacă, nu știu, ca o relaxare și nu e totuși o joacă. Deloc. Mai ori minții subconștiente îi place să se joace. Ai spus asta de la început, că da, e jucăușă sau ceva de genul ăsta. Da. Cum adică e jucăușă? Și e rebelă. E așa ca un animăluț. Nu? Care trebuie antrenat. Și puiuț? Trebuie antrenată. Puiuț. Puiuț, da. Diferența dintre noi și animăluțe este aceea că noi mai avem și o logică care se dezvoltă odată, de la vârsta de 4-5 ani, se dezvoltă mintea subconștientă. Și asta ne deosebește cumva de un animăluț. Exact. Da. Mie îmi place să spun că viața asta nu trebuie luată foarte în serios. Trebuie să o trăim, că dacă o luăm foarte în serios și ne e frică să trecem la acțiune, ne e frică să experimentăm, uite, ajungem să lucrăm mai mult la a ne vinteca viața decât la a o trăi. Da. Uite, te ascultam și mă gândeam atunci când visezi, nu știu, îți propui ceva sau îți place să închizi ochii și să visezi, subconștientul visează sau mintea? Subconștientul. Subconștientul. Da. Deci să ne luăm clipă foarte, de relaxare și de visare. Foarte, subconștientul este domeniul imaginației, este foarte bogat. Ceea ce e de reținut în acest moment, este că mintea subconștientă poate să conecteze informații existente. Deci toate programele care ne-au fost instalate de când ne-am născut sau chiar din uterul mamei sunt conectate între ele. Mintea subconștientă nu poate să conecteze informații din exterior, ci doar informațiile deja acumulate. De asta avem nevoie de această minte conștientă care aduce informații noi prin cele 5 simțuri. De ce te-am întrebat legat de visare și de a-ți proiecta anumite lucruri? Copiii fac asta instinctiv, nu? De când se nasc și până mai cresc, ei tot visează la tot felul de lucruri. Unii mai și minciunesc, ai văzut, își fac propria poveste sau că am făcut sau că am trăit nu știu ce și lucruri care nu s-au întâmplat. De ce pe măsură ce creștem, înaintăm în vârstă, ne pierdem această abilitate de a mai visa cu ochii deschiși și închiși, de a ne mai crea personaje? Sunt copii care își fac prieteni imaginari. Deci tot de subconștiințime. Da. Ce frumos, da. Și, e vorba și adultul de ce pierde această abilitate? De educație, de experiențe, de n-ai voie, nu pune mâna, tu ești mic, taci din gură și încet, încet se deci reprimă. Tot noi părinții adulți... Da. Sunt pentru că stricăm, nu vrei... Nu? Că copilul vine pe lume și știe cu instinctul lui ce are de făcut, cu iată, subconștientul, jucăuș, așa și cum spui. Și vine cu informație care a fost transmisă prin ADN. Vine cu informația care, pe care a perceput-o în uterul mamei. Foarte important. Și
modul în care se conectează, asta nu se știe, este aleatoriu. De aceea fac niște fraze de care suntem surprinși în momentul în care sunt mici. Da. Deci, iată, noi ca părinți trebuie să avem grijă să nu distrugem universul ăsta, conștientul jucăuș al copilului, da, chiar dacă el crește, să-l ajutăm să viseze. Să susținem creativitatea și să-i creăm un mediu sănătos de creștere. Și aș spune, știi, ideea e să învățăm cum să facem asta, ca copilul să se simtă în siguranță. Uite, să-ți dau două exemple și asta mai mult din programarea neurolingvistică aș putea să spun că vine analiza. E vorba de protecție și siguranță. Cuvântul protecție implică frică. Cuvântul siguranță implică încredere. Așa, deci, da. Dacă vrei să protejezi pe cineva, îl protejezi din frică. Dacă vrei să simtă în siguranță, o faci cu încredere. Și e vorba de programarea pe care noi ca părinți sau ca adulți o facem copiilor noștri. Da. Și faptul că știm teoretic, da, acum nu știu câți părinți reușesc, că uneori mai greșim. Ai văzut, sunt părinți care mai spun copilor, nu ești în stare să faci nimic, nu ești bun de nimic, ai luat nota 4, X a luat 10, tu n-ai putut, tu de ce nu ești chiar? Greșim când facem lucrurile astea, cum dacă i-am spune, știu că puteai mai mult, am văzut ca seară, ai știut, poate că din cauza emoțiilor, adică contează cum spui toate lucrurile astea, da, astfel încât să nu-l... Eu aș da o temă de casă părinților, mai ales celor care au copii nu doar copii să aibă temă de casă. În vârsta de, hai să zic, până în vârsta de 10 ani. Doar două zile, așa, să vorbească cu proprii copii folosind doar propoziții afirmative, să nu folosească negație. Negație, da. E atât N-ai de greu. N-ai voie, nu face. Da, da, să elimin nu. Greu. E atât de greu și mie mi-este greu, mai ales, deși eu sunt antrenată să fac asta, este dificil. Este dificil, dar o să vezi cum îți răspunde copilul în momentul în care elimini negația. Și oricum ai senzația că atunci când spui nu face, n-ai voie, fix pe dos face copilul. Nu știu cum, deci îl programăm cum, adică facem fix contrariul. Nu înțelege cuvântul nu. Copilul nu percepe, mintea subconștientă nu percepe negația. Și tu când spui nu trânti ușa, odată a trântit-o. De ce? Pentru că el n-a auzit nu. Păi și atunci cum îi spui nu trânti ușa? Închide ușa încet. Închide ușa încet, da, închide ușa frumos. Da. Închide ușa frumos, nu desena pe pereți. Cum îi spui? Desenează pe caiet? Desenează pe caiet sau vopsești pereții cu vopsea din aia care se poate lavabilă șterge. Și... Da, chiar aveam... și este cretă cu care se șterge frumos. Deci ai două variante. Da. Uite, Ana ne-a scris aici, mă întreba în privat dacă hipnoza este potrivită copiilor. Este sigură pentru copii. Gata, am găsit mesajul. Absolut. Mulțumesc, Ana. Ana mi-a scris în privat pe pagina mea de Facebook. Puteți scrie și pe pagina de Facebook la Medica TV. Suntem în direct alături de voi. Sau dacă vreți în privat să-mi scrieți mie, nu mă deranjează. Sunt pregătită să citesc toate mesajele voastre. Foarte bună întrebare, Anei, dacă hipnoza este sigură pentru copii. Este foarte sigură. Oricum suntem hipnotizați. Suntem hipnotizați. Unul dintre specialiștii în domeniu, Bruce Lipton, probabil că are foarte multe cărți scrise, a fost profesor universitar la Universitatea din Stanford și știe foarte bine ceea ce spune, că el spune că 95% din oameni își trăiesc viața ca și când ar dormi. Ca și când ar dormi? Ar dormi, da. Și procesele astea de conștientizare, de a fi treaz, de a fi prezent, necesită un consum de energie. Și trăim într-o hipnoză totală, de dimineață, rutina asta ne hipnotizează. Dacă faci atât același lucru în fiecare zi, mergi pe același teren, pe același traseu. Deci nu stau bine atunci. Uite, vezi, pleci ca mine, mai schimbi, mai ba într-un oraș, ba în altul. Păi da, nu schimbi invitații, uite, și de la fiecare invitat aflu lucruri senzaționale. Deci nu consider. Da, corect. Da. Mai în glumă, mai în serios, iată, funcționează lucruri foarte importante. Bine cu copiii, este o tehnică care derivă din hipnoză. V-am spus că hipnoza a îmbrăcat mai multe haine, se numește sleep talk. Adică să vorbești cu copilul în timp ce doarme. Asta funcționează cel mai bine la copii.
cel mai bine funcționează și dai sugestii. De exemplu, pentru copii mai este, eu când eram copil, mama mea îmi spunea, pune cartea sub pernă și dimineața o să știi lecția. Și eu puneam cartea sub pernă și dimineața știam lecția, da? Ei, și fără să deschizi cartea să citești. Nu, eu citisem toată ziua, dar nu se prindea nimic. Ei, am aflat că există, se numesc semnale ideomotorii în hipnoză și am aflat că există posibilitatea, uite, de exemplu, tu ai citit, ai citit lecția, ți-ai făcut, am citit legat de hipnoză, mai văzut așa, că bun. N-am venit cu și temele acum, nefăcute. Și seara, în momentul în care copilul se culcă, hai să vorbim despre copil, da. Când se culcă, un părinte poate să citească încă o dată pasajele importante din lecția aceea, timp ce copilul doarme. Poate chiar pot să se implice amândoi părinții și atunci, într-adevăr, dimineața va ști povestea. Și doar, sau, de exemplu, dacă e vorba de dar o materie. Dar condiția este ca și copilul să fi citit. Dacă n-a citit, poți să citești în timpul nopții ce vrei tu, că e degeaba. Nu le dai idei copilor, trebuie să și învețe. Nu, obligatoriu. Deci dacă nu învață, nu funcționează, dacă da. Nu citesc. Nu e vorba de idei, deci și degeaba, de trișat. Dacă nu. N-ai învățat, degeaba spui cartea sub pernă și degeaba, da, exact. Că n-ai informația. Dar dacă o ai și probabil, mai ales la început, pentru că noi când învățăm ceva nou, primul sentiment care apare e sentimentul de copleșire. Da. E sau teama că nu reții tot. Sau ai senzația că ai mai învățat ceva și ai uitat. Exact, nu ești familiar. Da. Și atunci, dacă părinții fac asta în timpul nopții, conexiunile, informația se conectează. Se conectează și se creează o coerență astfel încât a doua zi poate să o acceseze. Da, și mai citeam la fel la copilașii mici, când vin de la școală, în clasele 1-4 cel puțin funcționează, cu somnul de prânz. Când te-ai culcat, tot ce ai magazinat de-a lungul zilei se sedimentează mai ușor și mai bine în sărtărașe. Poate că la fel așa în timpul somnului, dacă ți citește părintele... Copiii cresc foarte mult în timp ce dorm. Cresc în timp ce dorm. De asta se recomandă ca un copil să doarmă undeva la 10-12 ore. Of, și din păcate copiii nu mai dorm în ziua de astăzi. Sunt la fel de obosiți ca părinții sau nu știu ce fac. Oare cine le permite? Oare cine educă? Eu nu aș da vina pe copii. Bine, uite, cine eu n-asum vina, eu nu reușesc să-i culc pe copiii mei, da, de mici nu reușesc să-i culc la orele potrivite, dar recunosc că și eu dorm foarte puțin. Îmi pregătesc emisiile de a doua zi, am multe lucruri de făcut și eu la rândul meu dorm foarte puțin. Și atunci poate că, da, vina o fi la mine, nu am zic. Am fost anul trecut la o conferință în Spania și a fost un trainer care a vorbit doar despre somn, despre importanța somnului. Este vital. E nevoie să se refacă organismul în timpul somnului. Deci chiar organismul se reface mult. Și pur și simplu conexiunile acestea între neuroni se reîntregesc, se reașează cumva, ca să le spun. Și ai un echilibru. Deci 8 ore de somn sunt importante. Da. Și uite ce facem, că uităm de noi. Uităm de noi și atunci expresia aceea că jumătate de viață mă gândesc cum să mă îmbolnăvesc și cealaltă jumătate cum să mă vinde. Da. Când da. Mai bine ar fi să te gândești ce faci ca să nu te îmbolnăvești și să te conectezi cu tine, nu? Așa da. Ai zis. Da. Adică să nu uităm de subconștient. Mie îmi place să mai spun că mai ales clienților cu care mă întâlnesc, hai să întoarce-te acasă, întoarce-te la sufletul tău. Ce frumos! Da. Da. Deci acasă când spui, acasă. Te gândești la sufletul tău. E vorba, e acasă, revin acasă. Pentru că te-ai îndepărtat de propria persoană, dorind să faci atât de multe lucruri. Păi da, de multe ori nu le faci cumva tot pentru tine, nu? Că uite, și când faci ceea ce-ți place și muncești foarte mult, cumva o faci și pentru tine, pentru sufletul tău, nu? Dacă ai un job, repet, care te împlinește, care îți place foarte mult. Atunci nici măcar nu obosești. Păi da, nu obosești. Da. Dar de dormit, dormi prea puțin. Uite, dacă stau să mă gândesc la câte ore dorm, eu dorm foarte puțin. Dar mi se pare că am în continuare... Și am făcut asta și la un moment dat am decis să mă opresc, da, să mă întorc acasă, să introduc mai multă mișcare în viața mea și în momentul acela mi-am dat seama că sunt mai eficientă.
Asta, clar, cu toții ne dăm seama când suntem odihniți, lucrurile parcă merg mai repede sau le rezolv mai repede. Cum la fel, dacă ești foarte obosit, n-ai văzut, ești mai agitat, mai, adică și e valabil și la copil și la adult. Și probabil că vezi totul mai gri și mai negru decât colaborează. Da. Nu mai colaborează așa de simplu. Da. Dacă ar fi să te întreb, Gina, despre domeniile de aplicare ale hipnozei. Hipnoza este foarte versatilă, se poate folosi în orice situație, cu oricine care își dorește. Hipnoza te ajută să te relaxezi, te ajută să intri, să pui corpul să activezi nervul vag, dacă este să spunem așa, nervul vag, când este activat, tu ești într-o stare. Noi, de regulă, în starea de veghe, în starea aceasta când trăim în unde beta, cum am spus mai devreme, acționăm într-o stare simpatică, iar corpul se relaxează în momentul în care ajunge într-o stare parasimpatică, într-un sistem parasimpatic este activat. Și orice depinde de... deci hipnoza te poate ajuta la învățat, te poate ajuta la dezvățarea de obiceiuri vechi, te poate ajuta să construiești lucruri noi, lucruri frumoase. De ce? Pentru că te pune în acea stare în care tu accesezi matricea embrionară și este acea stare în care corpul are capacitatea să se autovindece. Pentru că nu vindecăm pe nimeni, ci doar suntem ghizi pentru oamenii care își doresc să facă asta. Da. Dacă ar fi să te întreb de câte sesiuni este nevoie... Bine, acum depinde de ce problemă vrei să rezolvi sau de ce temeri, frici vrei să scapi sau vicii, dacă ai spus fumat, alcool... Nu se poate spune. Nu se poate spune de câte sesiuni este nevoie. De ce? Pentru că se lucrează întotdeauna. Oamenii sunt diferiți. Și în funcție de fiecare, cât de departe e de acasă, de sufletul lui, ce nu? Frumos, da. Și acum sunt metodele acestea. Deci spuneam că este metoda lui Milton Erickson, metoda permisivă, metoda indirectă, acea prin care, prin conversație și cu povești, prin conversație, reușești să faci schimbări. Și sunt metode mai autoritariene. Deci cu unii oameni nu te spui, nu le vorbești nu, așa, hai, fă aia, fă aia, altă, ci îi spui, închide ochii, relaxează-te, acum. Și unii răspund mai bine, unii nu. Acum, fiind vorba de lucru cu mintea subconștientă, la nivelul minții subconștiente, schimbările se pot întâmpla instantaneu. Deci depinde de fiecare persoană. Poate să fie nevoie de câteva ședințe sau poate de o perioadă mai lungă. Nu cred că poate cineva să-ți spună, în 3 ședințe am terminat. Prima dată trebuie să vezi despre ce e vorba. Bine, și bănuiesc că foarte important și de ce problemă vrei să rezolvi și de fiecare în parte cum reacționează. Uite, Irina m-a întrebat dacă hipnoza poate implica anumite riscuri. Da, riscul de a dormi mai bine. Da, dormi mai bine? Da. Și totuși, ca să nu-ți fie frică că nu te trezești, pune-ți o alarmă. Da. Da. Nu vei face niciodată nimic ceea ce nu este în concordanță cu valorile și principiile tale. Orice persoană poate fi hipnotizată? Te întreb eu, Gina? Dacă ea își dorește. Hipnoza este autosugestie. De regulă, persoanele extroverte sunt deschise, sunt mai curioase. Persoanele care sunt educate în domeniu și care știu că starea aceasta de unde alfa, gamma, sunt de teta, undele teta, din nou, sunt... stări binecuvântate, binefăcătoare organismului. Și atunci abia așteaptă să poată să acceseze o stare din asta în care eu țin minte că eram în Statele Unite și chiar într-un... eram la trainer în care eu deveneam trainer de hipnoză și am făcut o grămadă de procese acolo ca să ne putem antrena unii pe alții. Am avut la un moment dat, mi se dădeau sugestii din 4 direcții. 4 persoane îmi dădeau sugestii. Erau pe la în stânga, în dreapta, cineva deasupra, cineva mai din față, vorbeau toți odată și am pierdut controlul. Nu mai știam pe care să-l urmăresc, să declanșează-o ancora acum. Nu mai știam pe care dintre ei să-l urmăresc și am cedat.
nu știu cât a durat, 10 secunde, 30 de secunde, un minut, două, trei, nu știu cât a durat tot. Dar și a stai, fost... ce înseamnă că ai cedat? Nu mă urmăream. Nu te mai puteai concentra, mă concentrez, dar altfel nu ți s-a întâmplat nimic. Am cedat controlul. Da. Da. Și în momentul acela am experimentat... Nu, în sensul că să nu se interpreteze că ai cedat, nu știu, că ți s-a făcut rău, că ai căzut. Nu! Deci erai ok, am cedat controlul. Fizic, nu puteai să te mai da, și am experimentat cea mai adâncă relaxare. A fost momentul acela în care, într-adevăr, dialogul meu interior, gândurile alea au dispărut complet. Deci sunt... practic a fost voit ce ți-au făcut ei ca să ajungi în această stare de relaxare. În pregătire, eram în pregătirea și... Ce bine că te-am întrebat, că nu se înțelesese asta sau eu n-am înțeles lucrul ăsta. Poate că nu m-am exprimat eu foarte coerent, că asta, vezi, e în mintea mea. Da. Și trainerul nostru, cel cu care eu m-am pregătit la vremea respectivă, spunea că călugării se antrenează poate și 30 de ani ca să meditează timp de 30 de ani ca să poată ajungă să acceseze stări din acestea. Da. Aș vrea să revin, că spuneai tu de unde la acelea alfa, beta. Alfa, ai spus, când ne trezim, suntem imediat în când alfa. Ne trezim. Pe urmă, beta când suntem activi. Beta când suntem activi. Și apoi gamma și teta, celelalte teta, când teta sunt. Teta este o stare mai profundă de transă, adică mai adâncă. Atunci când ai face, nu știu, ce anume? Când începi să visezi. Când te conectezi cât de cât cu subconștientul, nu? Da, și când, deci în stare, poate să fie o stare adâncă de relaxare, de regulă... Sau când visezi în somn. Și pot să fie, sunt la fel. Că poți visa în somn sau poți și visa așa stare... cu ochii deschiși sau cu ei închiși, chiar dacă nu dori. Da, dar și acolo este transa. Și acolo, ai observat că sunt oameni la care te uiți și la un moment dat au ochii goi? E o stare de transă. Ochii goi sau așa, cineva care, ascultând, da, mie mi se întâmplă, uite, ascultând o melodie care îmi place foarte mult, muzica preferată, să mă relaxez așa, să zâmbesc, să mă duc acolo e undeva. E deja o stare de relaxare. Să fiu cumva pe plajă, dacă e o muzică, știi, care te duce cu gândul la plajă sau la... Cred că aș putea să numesc aceste stări că în care este o stare în care ești activ, creierul ți este activ și în același timp începi să te relaxezi. Da. Și relaxarea devine din ce în ce mai adâncă, spuneam, se activează nervul vag și când relaxarea este foarte profundă, atunci corpul sugestiile funcționează foarte bine. Undele gamma sunt cele mai adânci, sunt cele în care, deci, somnul teta, este... Deci spuneai că sunt cele cu visul, da. Și gamma? Și gamma sunt cele mai adânci, care poate că le experimentăm cumulat în 8 ore de somn, poate o oră, maxim două. Deci în somnul acela profund, deci dacă, și treci prin toate etapele somnului. Da, da. Pentru că, uite, dacă dorm foarte puțin, nici de visat nu mai visez, pentru că tu nu mai ai ciclul complet. Bine, acum mai e un aspect și ce reprezintă visele pentru fiecare dintre noi, dar asta cred că poate să fie un alt o altă temă. Dar putem spune, de multe ori sunt lucrurile care te stresează, te urmăresc, îți apar și în vis, sau lucrurile frumoase pe care ți le dorești să se împlinească, le visezi și când te-ai trezit te întrebi preț de câteva secunde, oare a fost real sau doar un vis? A fost doar un vis. Da, dar visele acelea îți transmit ceva, sunt mesaje de la mintea subconștientă. Care? Ce-ți spune? Tu trebuie să afli, nu poate să-ți spună nimeni. Adică, nu în sensul, dacă este un coșmar, da, să spunem, o chestie care te stresează ceva. Tu trebuie să definești. Poți să scrii în fie, poți să scrii visul și apoi poți să scrii ce s-a întâmplat în ziua respectivă și mai să târziu să le corelezi, să-ți dai seama ce îți transmite acel vis. Și dacă visezi ceva frumos, e clar că subconștientul îți transmite să și pui în aplicare, nu? Zic de eu, ce nu știu de ce de nu. Ce nu? Da. Bun, eu am dat ca exemplu că mă relaxez când ascult muzică grecească, de exemplu, sunt inevitabil la mare, pe plajă, soare. Și uite, am mai făcut așa când ningea, când a fost zilele, mă rog, și anul ăsta, când au mai nins și așa și la temperaturi mai scăzute, eu ascultam muzică grecească și eram pe plajă, mie plăcându-mi vara foarte tare. Nu știu dacă... Da, eu așa simt nevoia să mă relaxez. Bun. Și uite ce frumos ai spus, pentru că ceea ce ai spus tu mai devreme, e clar că exact. Ți-ai adus vara la tine. Dacă da. Nu, nu e vara, dacă ai adus exact, în suflet, ai adus plaja la minte, tine. Da, da, da.
Da. Bun. Vezi că mintea subconștientă nu face diferența dintre realitate și imaginație. De exact despre mă trezeam repede. Parcam mașina, treceam la emisiune, vedeam zăpada. Bun. Dar preț de câteva secunde, de asta pentru că îți aduce zâmbetul pe buze și creează așa un alt vibe, o altă stare. Mai e ceva. Unele informații sunt stocate atemporal la nivelul minții subconștiente. Atemporal, da. Deci nu au nicio legătură și cu poți timpul. Accesa acele sărtărașe, de exemplu, da, cu imagini și cu ce ai trăit în vacanță, de exemplu. Și la fel îți poți reactiva și îți poți... Da, pentru că e domeniul imaginației. Da? Da. Deci mintea subconștientă funcționează în simboluri, cu simboluri și cu imagini, spre deosebire de cealaltă, care funcționează prin cuvinte, prin gânduri, prin logică. Și la fel un parfum, da, pe care îl folosești și care îți amintește de anumite momente sau de anumite persoane sau, nu în știu. În programarea neurolingvistică se numesc ancore. Da. Bun. Și ancorele acestea se folosesc și în hipnoză. Da? Ori de câte ori vei pune mâna pe o sticlă de apă, te vei simți foarte bine, de exemplu. Da. Mulțumim, Gina, pentru sfaturi și pentru tot ce ne-ai povestit astăzi, uite, legat de hipnoză așa. Sper că suntem mai relaxați și mai cu zâmbetul pe buză. Asta eu n-așa mi-am dorit. Asta mi-am dorit, să demistificăm un pic tot ce înseamnă hipnoza, pentru că are o istorie de veche, de peste 5.000 de ani. A pornit de mult. Mulțumim. Și a fost metoda de vindecare. Îți mulțumesc și te mai aștept alături de noi. Să le mulțumim și celor care ne-au urmărit și ne-au scris și astăzi. Eu vă mulțumesc și nu uitați că în fiecare seară, de luni până joi, de la ora 18 până la ora 20, vă aștept aici la Doctor Medica. Sunt Simona Bălănescu și vă doresc tuturor o seară minunată. Aveți grijă de voi și conectați-vă cu subconștientul, așa cum ne-a spus Gina. Duceți-vă acasă, fiecare în sufletul lui, ca să vă fie bine. Acum vă las alături de Eugenia Foarfe, că începe Sistemul Medical. Noi ne revedem mâine seară la ora 18. Numai bine!